Chiar dacă sunteți departe de casă, avem nevoie de voi. Este declarația premierului Iurie Leancă și a fost făcută la inaugurarea Congresului Diasporei, care a ajuns la cea de-a 6-a ediție. Premierul a opinat că atât evenimentele desfășurate în cadrul Zilelor Diasporei organizate în premieră în Republica Moldova la finele lunii august, cât și Congresul Diasporei reprezintă platforme de comunicare și interacțiune dintre guvern și diasporă și sunt de natură să contribuie esențial la solidarizarea societății și asigurarea unei dezvoltări durabile a țării noastre. Mai mult, șeful Cabinetului de Ministri a declarat că toamna aceasta este una decisivă pentru țara noastră, în contextul în care, în luna noiembrie, avem alegeri. Aceste alegeri sunt absolut deosebite și critice și cruciale pentru viitorul Republicii Moldova, pentru viitorul celor care sunt în Republica Moldova și sunt convins pentru viitorul și al dumneavoastră. Tot ce vă propun eu și vă rog e să facem așa încât participarea la alegeri să fie una masivă. E să dați dovadă atunci și să ne ajutați atunci să-i mobilizăm pe concetățenii noștri, pe cei din țară, dar și pe cei din afara țării. Și atunci votul în primul rând să fie unul reprezentativ și sunt convins că va fi un vot conștient și sunt convins că va fi un vot pentru mișcarea noastră spre Europa. La deschiderea Congresului Diasporei, premierul a venit și cu un apel către concetățenii noștri care locuiesc sau muncesc peste hotare. Să nu vă uitați limba, tradițiile, să nu vă contopiți în acea mare în care vă aflați. Am văzut copilașii, unii vorbesc nemaipomenit de bine română, deși s-au născut departe și au fost rare ori acasă. Alții s-au născut aici, dar deja, din păcate, vorbesc română ceva mai aproximativ. Dar sper că ați văzut video cu copiii care recită împreună cu mine și mă bucur că colegii de la birou m-au invitat să fiu cu ei împreună. Cât de frumos recită ei limba noastră. Și unii, iarăși, cu anumite eforturi, dar este exact mediul și formula în care putem să-i readucem în albe a limbii noastre, a tradițiilor, a ființei noastre. De asemenea, moldovenii din diaspora au fost îndemnați să se implice la prosperarea țării și să participe activ la viața socială politică din Republica Moldova, dar și să investească în economia țării. La Congresul Diasporei participă conaționali din Canada, Grecia, Austria, Belgia, Ucraina, Estonia, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Spania, Elveția, Republica Moldova, Lituania, SUA, Bulgaria, Suedia, Ungaria, Danemarca, Cehia, Kazahstan, Olanda, Letonia și Turcia. Federația Rusă a introdus din 31 august taxe vamale la importul unor tipuri de produse din Republica Moldova, precum carne, grâu, zahăr, legume, băuturi alcoolice, mobile, etc. În total, lista cuprinde 19 poziții, transmite Infoprimneo cu referire la presa rusească. Până acum, produsele din Republica Moldova erau scutite de taxe la import în baza unui acord bilateral de comerț liber. Presa rusească mai scrie că restricțiile impuse de Federația Rusă la importul de fructe moldovenești sunt legate de riscul reexportului de mărfuri din Uniunea Europeană. În contextul semnării de către Chișinău a acordului de asociere cu UE, vicepremierul rus Dmitri Rogozin a declarat în cadrul ultimei sale vizite la Tiraspol că Rusiei îi plac fructele moldovenești, dar există pericolul ca, sub forma produselor moldovenești pe piață, să intre mărfuri care nu convin Rusiei. Potrivit autorităților ruse, în 2013 Republica Moldova a exportat în Federația Rusă legume de 3,6 milioane de dolari și fructe de 121,5 milioane de dolari. În cadrul ultimei vizite a vicepremierului rus la Chișinău, premierul moldovean Adrian Candu a atras atenția că restricțiile aplicate sunt excesive și nejustificate prin prisma angajamentelor și practicilor internaționale și contravin prevederilor cadrului juridic bilateral și multilateral care reglementează schimburile comerciale cu Federația Rusă. Potrivit oficialelor moldoveni, motivele luării măsurilor menționate sunt mai mult de natură politică decât economică. Uniunea Europeană a anunțat că va mări pachetul de asistență financiară oferită Moldovei pentru punerea în aplicare a acordului de asociere. Vor fi majorate din nou cotele pentru importul fructelor moldovenești, iar guvernarea de la Chișinău va primi ajutor pentru a pune în aplicare reformele democratice necesare pentru apropierea mai rapidă de valorile comunitare. Anunțul a fost făcut la Chișinău de mai mulți reprezentanți ai Bruselului, care au participat la reuniunea grupului pentru acțiunea europeană pentru Moldova. De asemenea, ministrul polonez de externe Radoslav Sikorski a declarat că, în contextul crizei din Ucraina, ar fi extrem de folositor să fie cunoscută la Bruxelles de către Federica Mogherini, cea care va prelua funcția de înalt reprezentant pentru politică externă, cazul Moldovei cu al ei conflict înghețat.
Rusia din nou vine cu amenințări la adresa țării noastre. Într-o discuție tet-a-tet dintre Nicolae Timofti și Vladimir Putin, ultimul i-ar fi sugerat președintelui Republicii Moldova că direcția de dezvoltare aleasă este una incorrectă și că țara noastră ar trebui să caute să se apropie de Uniunea Vamală. Despre asta a anunțat secretarul general al aparatului președintelui, juristul Ion Păduraru, la un post privat de televiziune. Potrivit lui Păduraru, aceste vorbe le-ar fi spus Putin lui Timofti la Minsk. Precizăm că autoritățile de la Chișinău au anunțat de nenumărate ori că Republica Moldova nu poate ceda în fața presiunilor Rusiei. Din 1 septembrie, profesorii școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului beneficiază de un spor salarial în mărime de 1000 de lei. Decizia a fost aprobată în iulie de către guvern. Totodată, printre beneficiari se numără și angajații gimnaziului Anatol Codru din comuna Molovata Nouă, ai liceului teoretic Vlad Ioviță din comuna Cocieri și ai liceului teoretic din comuna Toroțcaia, raionul Dubăsari. Decizia se înscrie în șirul de măsuri incluse în planul de acțiuni pentru dezvoltarea social-economică a unor localități din raioanele Dubăsari, Căușeni și Anenii Noi, amplasate în zona de securitate, aprobată în luna aprilie curent. Pentru punerea în aplicare a normei respective, lunar sunt necesare mijloace financiare suplimentare de aproape 530.000 de lei. Din 1 septembrie, în posturile Vamale, Sculeni, Chișinău și Tudura va fi pilotată timp de 6 luni procedura de declarare electronică pentru operațiunile de import. Sistemul urmează să fie extins în toate posturile Vamale din țară din 2015. Dacă anterior agenții economici care efectuau operațiuni de import trebuiau să depună actele pentru vămuire la intrarea pe teritoriul țării la postul Vamal intern, acum pot transmite brokerului Vamal pachetul de documente pentru vămuire prin fax sau prin poștă electronică, iar la intrarea în țară Murphy declarația este deja la postul Vamal. Declarația este redirecționată pe culoarul Vamal verde, galben sau roșu în funcție de datele analizei de risc, a tipului Murphy, transportatorului, etc. În cazul culoarului verde, vămuirea Murphy de import se va face în câteva minute, direct la postul Vamal de intrare pe teritoriul țării, fără să fie necesară deplasarea la posturile Vamale interne, unde până acum unitățile de transport staționau câteva zile. Banca Națională a Moldovei a afișat pentru azi un curs oficial de 18,45 lei de bani pentru un euro, marcând o creștere de 6 bani față de ziua de ieri. Rata oficială a dolarului a fost de 13,99 lei de bani, cu 3 bani mai mare față de ieri. La casele de schimb valutar, euro s-a vândut în medie cu 18,60 lei de bani și s-a cumpărat cu 18,42 lei de bani. Dolarul a fost tranzacționat cu 14,12 bani la vânzare și cu 14,02 bani la cumpărare. Cursul oficial al leului românesc a fost de 4,18 lei, iar al hrivnei ucrainene de 1 leu și 3 bani. Rubla rusească a avut o rată oficială de schimb de 38 de bani. Sărbătoare dublă de ziua limbii române la Trăbujenii Orheiului. Chiar dacă s-a desfășurat cu mai puțin fast decât în anii trecuți, protagoniștii manifestării, elevii gimnaziului și picii grădiniței din localitate, au reușit să imprime sărbătorii o atmosferă de suflet. La Trebujeni sărbătorim sărbătorile naționale care au adus independența, au stabilit limba de stat, limba română, au dat posibilitate de a se dezvolta țara Moldovei, țara noastră și au o deschidere deosebită față de întreaga lume. Pentru noi este o sărbătoare dublă în legătură cu faptul că a ajuns în fine și la noi internetul. Deci cu suportul oamenilor de afaceri, cu suportul deputatului din Parlamentul Republicii Moldova, domnul Șterbate, înțelegând că, într-adevăr, în comuna Trebujeni, printre ultimele raionul Orhei, deci o comună care nu avea internet și astăzi, în perioada tehnologiilor informaționale, înțelegem tot cât de greu ne era nouă cetățenilor, când astăzi se oferă servicii aproape în toate domeniile, deci o mare parte de servicii a guvernului, deci de acum prin internet, mărg și cetățeanul are posibilitate aceste servicii să le efectueze din casa proprie, din localitatea proprie, fără să facă efort
transport și alte cheltuieli. Deci pentru noi, într-adevăr, este o sărbătoare, fiindcă avem posibilitate să dialogăm cu întregul glob pământesc acum, cu întreaga lume. Deci e o deschidere esențială, noi suntem bucuroși de faptul acesta și le aducem respect și cunoștința tuturor celor care și-au adus aportul pentru ca acest fapt să fie împlinit. Acum 2-3 luni de zile în urmă, prin luna mai, ne-am propus ca scop acțiunea Funcționarul la tine acasă. Făcând un sondaj în localitate Tribujeni și Butuceni, am constatat că cetățenii, problema cea mai mare nu este apa, nu este canalizarea, lumina sau alte probleme sociale care sunt de regulă la noi, Republica Moldova. Dar este, cât nu ar fi de straniu, lipsa internetului. În colaborare cu agenții economici din raionul Orhei, ne-am propus ca scop în cel târziu până la ziua independenței, până la 1 septembrie, ca localitatea să beneficieze de linie optică, de fibre optică și internet 3G, deci ce a fost și realizat până la momentul de față, datorită echipei și Consiliul Raional împreună cu echipa Piledemea. La Orhei sărbătorim ziua limbii noastre, cea române, și sigur este o sărbătoare dublă, deoarece în acest sat astăzi a ajuns internetul de mare viteză prin fibră optică la aici, la Trebujeni. Cu suportul agenților economici, cu suportul echipii noastre care avem aici în sat și cu aportul primarului acestei localități, în sfârșit la Trebujeni a ajuns internetul, s-a deschis o fereastră întreaga lume. De astăzi înainte acești localnici din satul acesta vor comunica cu surorile, cu frații, cu prietenii peste hotare, cu o imagine calitativă și sigur cum acces la televiziune prin cablu va avea acest sat. Eu îi felicit pe acest localnici fiindcă au meritat, este un sat de moldoveni jet be jet, un sat cu o tradiție și cu un meleag deosebit. La mulți ani! Noi am tras peste 32 de kilometri de fibră optică, vine de la Orhei, acolo la noi e baza principală. Prin sat noi am tras peste 6 kilometri de fibră optică în fiecare colț a satului, să vină omul să aibă internet cu mare viteză și televiziune de ultima generație, inclusiv și canale HD. Un adevărat prilej de bucurie pentru sătene a fost și faptul că în această zi satul Trebujeni a fost conectat oficial la rețeaua de internet. Pentru noi astăzi este o dublă sărbătoare. Sărbăm și limba noastră și ziua independenței concomitent, dar încă și cei mai interesat. Pentru noi, s-o dată în exploatare, suntem pentru prima oră uniți la internet, conectați suntem la internet, suntem destul de bucuroși, fericiți că avem așa o ocazie și noi să ne bucurăm de internet, de care să vedem și noi lumea și lumea să ne vadă pe noi. Participăm la o sărbătoare dublă, sărbătoarea limbii române și plus este prima conexiune a starnetului în satul Trebujeni. Cu părere de rău, satul Trebujeni este un sat istoric și cultural istoric, care ar trebui de mult să avem internet, dar n-am avut, suntem unica primărie din raionul Orhei care n-am avut internet în sat și sperăm că de acum sunt 25 de familii care s-au unit și sperăm că o să fie încă și mai multe. Deci la noi în sat e o sărbătoare dublă. Suntem foarte bucuroși, sunt două evenimente importante pentru satul nostru. În primul rând, ce ține de ziua limbii, este o zi importantă pentru toți, dar ceva mai important este internet, fiindcă suntem, nu am fost până acum conectați la internet și ce e o greutate și pentru lucru și pentru tânăra generație care are foarte mare nevoie. Ziua limbii române a fost sărbătorită în toate localitățile din raionul Orhei. Mihai Obreja, Ion Alexeev, din Trebujeni, pentru Elita TV. Sărbătoarea națională Ziua Limbii a fost marcată și la Rezina. La bustul lui Mihai Eminescu au venit cetățeni, funcționari publici și autorități publice locale. În tot anul, la sfârșit de august, venim aici, la bustul lui Eminescu, să sărbăm două sărbători marcante ale neamului nostru. Ziua Independenței, care cu multă râvnă, după o mișcare națională, am ajuns că avem o țară independentă și liberă. Și ziua limbii române, setea de cunoștință a tuturor locuitorilor acestui mioritic colț de rai. Sunt mândră de limba noastră, sunt mândră de scrisul în mantia latină, sunt mândră de Eminescu, de Mateievici, de Vieru, de Matkovski. Suntem mândri de
Doina Ion Aldea Teodorovici, care au cântat și au proslăvit graiul nostru matern, doina străbună și dragostea nemărginită față de țara noastră Moldova. Sărbătorile naționale sunt ca un izvor unde putem cu pietate să savurăm tot ce avem mai scump neamului nostru. Tradițiile populare, graiul matern, poezia, dorul de mamă, lăcașele sfinte care au fost deschise și putem să ne ducem să ne închinăm pentru neamul nostru, pentru copiii noștri. Sunt foarte bucuroasă că după aproximativ 2 decenii putem fiecare liber să vorbim la noi acasă. Liber să ne educăm copiii într-o țară democratică și prosperă. Eu cred în destinul neamului meu. Eu cred în dumneavoastră. Eu cred în copiii noștri care cu siguranță așteaptă o țară prosperă, o țară europeană. Să nu ne sfiim, să gândim și să vorbim românește. Vă felicit din suflet cu această sărbătoare. Vă doresc prosperare, vă doresc sănătate, vă doresc succese în activitățile dumneavoastră, că le faceți bine. Doresc un viitor pentru copiii noștri, într-o țară liberă, democrată și prosperă. Și cum a spus poetul nostru Grigore Vieru, salvați-vă prin limbă și prin carte. Înainte Moldova, spre Europa, spre prosperare, spre un trai decent. Vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt astăzi prezenți, fiindcă eu cred că toți au în inimă această sărbătoare. Vreau să mulțumesc tuturor celor care zi de zi cultivă însemnătatea limbii române, mass media, corpul didactic, care fiecare zi învățătorii de limbă română le aduce copilașilor și le e stilou un pic în mână ca să rotunjească aceste litere latine. Vă felicit cu mare sărbătoare, vă urez prosperitate, sănătate și să ne mândrim că avem această sărbătoare. Avem scriitori și noi pe meleagurile rezinene și astăzi, în această zi de sărbătoare, permiteți-mi mie personal să citesc o poezie de-a poetului Vladimir Rusnac, poet născut în Valea Nistrului, în satul Ciornă. Nu știu dacă toată lumea îl cunoaște și îl știe, dar cu siguranță, atâta timp cât ne vom cunoaște scriitorii, ne vom cunoaște toți pe cei păstrători de limbă, de promotori ai culturii noastre naționale, atâta vom fi vii. Această poezie este scrisă chiar în ziua de 31 august 1989. A îngenunchiat suflarea toată, clopotele bat sub cer senin. Intră în casă binecuvântată limba noastră în veșmânt latin. S-a întors din moartea ei cea sfântă, la poporul ei, la al său plai. Printre lacrimi țara întreagă cântă. Cântă Ștefan Vodă și Mihai. Până la Dumnezeu, de aici se înalță imnul învierii prea curat. Pentru limba care ne dă viață, clopotele inimilor bat. Neamului de viacuri nu-i mai schimbă nimeni rădăcina cum o vrea. Îți jurăm, nemuritoare limbă, să fim pururi în credința ta. Îți jurăm cu lumânări în sfeșnic să fim trup din trupul tău trudit. Tu să fii stăpână în casă veșnic, să-ți rostești cuvântul mult dorit. Limbă dulce, binecuvântată primăvară pe acest pământ, a îngenunchiat Moldova toată, lăcrimând de dorul tău cel sfânt. Vă mulțumesc, dragi prieteni, și vă felicit din inimă cu această sărbătoare națională.
După un recital de muzică și poezie, cei prezenți au depus flori la bustul poetului. La 31 august 1989, limba română a devenit limbă de stat în Republica Moldova. Sărbătoarea națională Ziua Limbii este celebrată oficial din anul 1990. Zina Ursalovski, Alexandru Cebotar, de la Rezina pentru Elita TV. Emoții de bucurie, asta au trăit cei 175 de elevi de la gimnaziul din satul Cișmea, raionul Orhei, la deschiderea noului an de învățământ. La tradiționalul careu, dascălii, părinții și oaspeții evenimentului au îndemnat copiii să persevereze în lumea cunoștințelor. Vedetele zilei de 1 septembrie au fost cei 15 pici care au mers în clasa 1. Ei au cântat, au recitat poezii, iar la final le-a fost înmânată cheia cunoștințelor. Revenit înapoi la școală cu un sentiment de bucurie pentru că îmi văd din nou profesorii iubiți, cei mai buni prieteni, cei mai buni colegi și am venit cu multe puteri și sunt gata din nou pentru a roade cărțile și pentru a învăța. S-a terminat vacanța și am revenit pe băncile școlii cu noi puteri de a învăța și de a susține examenele la sfârșitul anului școlar. Acest anotimp frumos cu miros de busuioc, de crizanteme, ne trezește mereu emoții pozitive la această sărbătoare. Anul acesta, gimnaziul Cișmea, deci a făcut o reparație cu mult mai reușită, deci față de alți ani, deci am reușit să schimbăm ferestre, să ne încadrăm în timp. Gimnaziul Cișmea dispune de cadre didactice, deci avem în ciclu primar chiar avem surplus de cadre. În gimnaziul Cișmea își fac studiile 175 de elevi. Părinții sunt foarte mulțumiți. Ne bucurăm că absolvenții școlii noastre, deci avem absolvenți în colegii, în instituții universitare. Iată, astăzi, la sărbătoarea de astăzi, a fost chiar un elev de-a nostru. Suntem foarte satisfăcuți, suntem foarte bucuroși cu un elev de-a nostru, a venit cu o donație de carte. Printre invitații de onoare, la careul solemn a fost și Ion Frunză, consilier raional și lector universitar, care a învățat în această școală. Funcționarul a adus în dar gimnaziului un lot de carte. Sunt nespus de bucuros că am revenit în școala natală, de unde și eu, de fapt, am început studiile. Oricum, mai bine de 30 de ani, am început în clasa 1 cu prima învățătoare, care astăzi iară preie un curs întreg, iarăși este clasa 1, prima mea învățătoare, și am venit cu un dar pentru copii. Orice mai bun cadou pentru copii este cartea. Cartea și iar cartea. Copiii le sugerez la toți copiii, le-am sugerat de a învăța, de a citi, de a citi foarte mult. Prin citire se dovedește, aflăm și adevăruri și neadevăruri. În anul de studii 2014-2015, în raionul Orhei, în procesul educativ, sunt încadrați 11.715 elevi, inclusiv 1.306 copii care pentru prima oară au pășit pragul școlii. Mihai Obreja, Ion Alexeev, de la Cișmea pentru Elita TV. Cursa de atletism Europa la noi acasă, startată la Ungheni de Ziua Independenței Republicii Moldova, a finisat la Soroca de Ziua Limbii. Cei doi sportivi soroceni ajunși la finișul cursei au fost întâmpinați cu muzică de fanfară și cu aplauze din partea susținătorilor care au venit pe Piața Libertății. Cursa a fost grea, nu ușoară, dacă am parcurs 300 km noi. Și am luat startul de la Ungheni și am finisat la Soroca. Trecut pe la Briceni, pe părțile cele Glanor. Așa cursuri am participat, Soroca, Chișinău, Lipcani, Chișinău, așa, pentru mine așa cursuri mari,
nu e prima dată. Eu pregătit la această curs permanent, să ocupam cu sport, dar la cursa asta eu ocupam un an de zile. Era greu, dar era interesant. Mi-e tare s-a plăcut cum e organizat și cum era în comun la lucru Poliția de Frontiere cu raionul Consiliul Raional Soroca, tare bine înțelege unul pe altul. Ideea organizării acestei curse aparține Poliției de Frontieră, susținută financiar de către Consiliul Raional Soroca. S-a primit o cursă foarte frumoasă, au alergat sute de kilometri pe tot la hotarul Republicii Moldova și au ajuns de la hotarul de vest la hotarul de est la Soroca. Îmi pare bine că toți sportivii au ajuns împreună, toți sănătoși, fără de traume. Asta e foarte important pentru sportiv. Cursa dată Europa la noi acasă încă o dată evidențiază că nu e nevoie să organizeze cineva sărbători. Noi tot putem organiza aceste lucruri frumoase aici la noi acasă. Și nu trebuie să mergem noi în Europa ca să vedem acele condiții de trai cum au europenii. Noi trebuie să le creăm aceste condiții aici la noi în Republica Moldova. Este un eveniment foarte frumos, este o provocare pentru noi, deci în premieră organizat de către Poliția de Frontieră și Consiliul Raionului Soroca. Deja am purtat și niște discuții că în viitor vom mai organiza astfel de eveniment. Sportivii au fost menționați cu diplome și premii bănești în valoare de 1500 lei. Cursa a avut o lungime de circa 300 de kilometri și a durat 4 zile. La cursă au participat peste 50 de atleți care, potrivit organizatorilor, le-a vorbit oamenilor despre ultimele evenimente în parcursul european ale țării noastre și au promovat modul de viață sănătos prin practicarea sportului.